Hei, salut, bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Mihai și astăzi vreau să vă prezint această mașină. Un BMW 46 2.2 benzină 6 cilindri în linie, an 2003, facelift. Am pornit filmarea din trafic pentru că nu mi-a dat din cap să fac asta când am plecat de acasă și avem GoPro o mașină și am zis, bă, hai să încep de aici. Ia uitați ce scrie aici, Cristi Mega. Da, am cumpărat mașina acum 3 săptămâni și astea cred că sunt melodiile din stick sau nu știu din ce, din card USD. Mă rog. Bine, nu că eu nu aș asculta, mai ascult și eu, adică nu cred că ar fi o problemă. Da, nu e cazul, cel puțin acum. Este navigația Android, asta merge destul de bine. Adică chiar neașteptat de bine. Dar nu asta e important. Ce vedeți în bord aici e mult mai important decât o navigație, după părerea mea. Avem senzorii de ABS, cică, dar de fapt nu sunt senzorii de ABS. Sunt niște furtune de lichid de frână care duc la pompa de ABS. Da. Cred că mașina a fost cu volan pe dreapta sau nu știu care a fost treaba, că s-au făcut niște invenții pe la motor. Mă rog, până n-am ajuns acasă și am desfăcut totul să văd despre ce e vorba, nu n-am putut să-mi dau seama. Avem parbrizul crăpat. Am mai dat acum comandă de niște piese. Două amortizoare pe față, pe spate, pardon, două arcuri, că unul e rupt. Ce pe lângă biserică să ne închinăm. Doamne ajută. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce avem. Suntem profund recunoscători și mergem mai departe. Ce ziceam? Am comandat două amortizoare, două arcuri, două brațe pe față. Mă rog, la asta se numesc bascule, că e o basculă în formă de triunghi, cum ar veni, cu trei pivoți, cu doi pivoți, pardon, și o bucșă mare. Am mai avut un model de ăsta și mi s-a rupt un pivot de la o basculă de aia și mi-a intrat roata sub mașină și de atunci am prins frica. Nu trebuie înlocuite, că le-am verificat, dar pentru siguranța mea și pentru a sta eu liniștit în timp ce merg, le-am comandat noi ca să merg liniștit cu mașina, să nu stau în continuu în tensiune la orice frână. Da, am mai comandat și două flanșe de amortizoare, un de ăsta, un rulment intermediar pentru cardan, pentru că fostul proprietar a confundat-o cu un Mini M3 și s-a dat cu ea de fund, cred că a violat-o în ultimul hal, mă rog. Trebuie să comand și niște, cum naiba se numesc, bobine pentru motor. Niște bobine care vin în capul la bujie și ajută bujia să o aprindă. Mamă, ce soare este în față. Lasă un pic asta așa. Sper că nu vă deranjează, dar sper să fie în regulă. Da, ce să zic, interiorul arată destul de bine. Este cel cu alcantara și textil. Mă bucur că nu am piele, că vara este destul de inconfortabil pentru că transpir foarte rău. Din nefericire nu avem scaune încălzite, dar na, asta e, avem textil, nu pot să zic că îngheț chiar așa rău. Iarna, plus că e mașina benzină și e pe benzină și se încălzește destul de repede. Mai avem volanul acesta care este unul de ceea ce e șmecher, are spița asta groasă aici. Din păcate a fost violat și ăsta și nu a fost retapețat foarte profesional. Îl vom face noi împreună. Și în rest, trimurile astea le-am dat ieri jos pentru că erau cam, nu știu, scârțeau când apăsai pe ele și le-am refăcut acele prinderi. Pe toate le-am dat jos, inclusiv navigația și ăsta aici. Ăsta este crăpat, o să comandăm unul, să-l punem nou. Și trebuie să mergem să schimbăm parbrizul pentru că este crăpat. Doamne, nu înțeleg.
ce vor oamenii ăștia. Femeia asta se pregătea să tragă stânga de volan. E bătrână și ea. A, merge și cu ușa deschisă. Mersi, mersi. Trebuie să fim politicoși în trafic, să avem răbdare cu oamenii, că poate nu toți au o zi așa bună cum avem noi și se înțeleg anumitele ieșiri. Mai ales că în București aici e o nebunie totală, adică aici chiar ai cu cine să te ceri. Dacă vrei să te ceri cu cineva, vin aici, că imposibil să nu găsești. Dar mă rog, despre asta vorbeam. Mai am foarte puțin până ajungem la loc unde vreau eu să ajung și vă arăt mașina și pe exterior. Vă spun din start că arată excepțional pe exterior. Mai mult asta m-a convins să o cumpăr. Nu are rugină. Este întreagă. Niște ștergătoare mai trebuie să cumpăr. Dăm semnal și noi ca băieții. Cred că va trebui să schimbăm și grupul, că mi-e greu să cred că ar fi doar rulmentul la intermediar de vina, că bate cam rău când schimb vitezele. Bate cam rău. Asta e. Mașină veche, din 2003. Nu putem avea prea multe pretenții. O să o punem și noi aici. O lăsăm în viteză, că frână de mână nu avem. Haideți să vă iau cu mine să parc pe exterior. Cam așa este mașina. Am fost, am cumpărat niște cauciucuri pe față, că era o altă dimensiune, frate. Era o altă dimensiune și prima oară am crezut că din cauza asta este aprins martorul acela de ABS, dar nu este din cauza asta. Aici ne lipsește un prezon, ceea ce e destul de grav. Am încercat să pun eu unul cam acasă prezoane, dar e filetul stricat în disc. Trebuie să schimbăm și discul dacă nu o să putem să refacem acel filet. Pentru că nu putem circula așa cu ea. Da, am cauciucuri noi. Uitați și de aici cum arată. Da, eu zic că pentru bănuții pe care i-am dat pe mașină, acolo plasticul acela de sub volan este desfăcut de mine. Pentru că mi se pare mie că zornă e ceva și aici la fel. Am desfăcut și pragul ăsta ieri. Am schimbat acele cleme de prindere. Asta e geaca mea și aceasta e bancheta spate. Am băgat aspiratorul azi. Plafon negru. Uitați-vă la geam, fiți atenți. Bam! Talent. Să vă arăt și porbagajul, dar el este desfăcut tot. Ah, uitați-l. O să avem de sudat găura aceasta aici. Aici este suportul de prindere de roată. Și aici am desfăcut de flanșa la amortizor și nu știu ce bate. Și până la urmă trebuie să desfac să văd. Aici am făcut o improvizație pentru că lipsește aceea prinderea bateriei și am făcut asta până mâine când voi cumpăra una. Ce să zic, și în rest e destul de ok. Nu are rugină, are banchete rabatabile, este incredibil de murdar totul. Totul, absolut totul este incredibil de murdar. Gândiți-vă că ieri când m-am urcat în mașină, și ieri și alaltăieri, de când am luat-o, cu 25 minute te dai jos linos tot pe mâine, era imposibil de condus. Am făcut o curățenie generală la interior astăzi. Așa, porbagajul se închide frumos. Avem și niște chedere de schimbat. Sunt destul de mulți bănuți dacă stau așa să fac un calcul, dar este modelul meu preferat și am zis că aș putea să-l iau și să încerc să-l fac în timp ușor, fără să mă grăbesc. Și bineînțeles, scaunul aici este desfăcut și bineînțeles îl voi face alături de voi, să vedeți și voi cam care este nivelul de muncă și nivelul de investiții necesare ca să poți să aduci o mașină din asta la viață, nu știu, să poți să mergi în siguranță cu ea, să-ți fie drag să te urci în ea.
și să fii tu mulțumit de ea, ceea ce e cel mai important. Bun. Cam atât am avut de spus. Ne revedem într-un vlog viitor. Direct cu ea pe elevator și schimbând piesele de pe dedesubt. Mulțumesc frumos că ați rămas până la final. Vă salut și nu uitați de like, share și subscribe. V-am pupat, pa, pa!